Salutare! Astăzi voi recolta doi copaci din fața blocului, dintr-un loc viran. Voi merge fix acolo, în spatele dubei aceea. Ghivecele sunt astea. Un pământ foarte afânat. Le-am pregătit de ieri, 3 sferturi așa. Și ăsta la fel. Am pregătit masa asta de lucru și... Și aceasta este locația. Despre acești arțari este vorba. Sunt 1, 2, 3, 4, 5 și ăștia mari. Să-i luăm pe ăștia, eliberăm un pic de teren aici și pe aici să vedem cum stăm. Și încercăm să luăm cât mai mult pământ original. Deci nu merge să bacați mă, că este pietriș aici. Au avut zile băieții ăștia. Hai să ne mutăm la altul. Hai să vedem dacă ăsta merge. E mai mic. L-am dislocat un pic. Unul e gata. Uite-l. Nu e rău. Și ăsta e gata. Cred că arată destul de bine. Gata și ăsta. Ăsta îl folosesc, o să-l folosesc într-un ghiveci din ăsta de tip bonsai. Gata, am venit cu pomișorii. Ăștia sunt. Sperăm să se prindă. Încerc să-i scot cu grijă. Să nu deranjez și mai mult rădăcinile. Ăsta va merge la ca și bonsai. Așa că îi voi desface rădăcinile astea. Doar astea sunt rădăcinile lui. Voi face așa. Și îl voi pune în acest bidon până ajung la el. Cred că e ok așa. O să tai întâi toată iarba asta. Să văd și care e situația cu pământul ăsta. Știi care e faza? Că ăsta e plin de furnici. Asta nu-i bine. E infestat. L-am îndreptat un pic. Nu știu, am eu presimțire că o să prinde asta. Mi-a spus Dan de la ferma Ardai. În primul rând este târziu ce am făcut eu acum. De asta am încercat să iau cu cât mai mult pământ. Din păcate a fost foarte greu să sap acolo și am luat niște copăcei destul de mici. Pentru că este foarte târziu, mi-a spus să tai astfel încât să nu punem presiune foarte mare pe el, pentru că a suferit un șoc destul de mare.
ceea ce voi face și eu acum. Și el spune că în aproximativ 15 zile va da din nou. Am lăsat totuși 2-3 frunzulițe, cam așa arată, destul de golaș, dar eu sunt încrezător. Vom proceda la fel și cu el cu o tundere, să vedem solul. Sunt convins că de îndată ce va fi udat, solul este foarte uscat în momentul ăsta cu care l-am luat, de îndată ce va fi udat, toată iarba asta va ieși din nou, mai ales că nu am dezrădăcinat-o, însă nu am ce să fac acum, din păcate. Ați văzut când am scos primul pomișor ăla pentru bonsai, solul fiind foarte uscat, s-au rupt acele rădăcini fine. Și nu știu dacă are prea mare șanse acela, dar o să vedem. Asta cred că se prind. Că am luat cu pământ destul de mult. Deci asta e, nu fac nimic, adică asta tot o să iasă, sunt convins. Numai că mai dau materie din asta moartă de pe aici. Și avem și un pui. Nu e pui, este parte din asta. Așa, avem aici. Bun. O grămadă de furnici și pietre. Da, nu puteam să... Am adus iar furnici pe terasă, dar abia ce scăpasem de nou, fraților. La fel voi proceda și cu ăsta, o defoliere. Astfel încât să nu punem presiune prea mare pe pom. El se apleacă, nu prea bine văd că rădăcinat, de aceea o să-i pun și lui o proptea din asta. De vedeți că greutatea s-a mai eliberat un pic de greutate. Nu știu, cred că vârful ăla îl las. Și acum o să completez cu pământ. Și o să vin cu chestia asta de trestie. E cam înaltă, dar am niște bețe din alea scurte. O dată și o să-i mai dau una aici sus. Uite, asta sunt moarte aici. Și asta de la mijloc. Și asta. Și asta. Și asta aici. Și aici va sta. Cam așa. Și așa arată el. Gata, în noua lui casă. Ia să dăm o stropeală. Ia fi atent ce stropitoare am. Torențială. Și uite ce bine se drenează solul. Ia. Instantaneu. Eu zic că e bine. Și el are acolo, în imediata vecinătate, are
pământ din ăla de al lui. Deci cu asta. Mă, să mai completez. Și cam atât pentru astăzi. A rămas puiuțul ăsta, care va merge în ghiveciul ăsta. Nu a reușit să-l scot cu niște rădăcini mai mari de atâta. Însă pot fi suficiente. Am nu trecut, am pus ultimii pomișori din ăștia care s-au prins prin aproape de august. Posibil și acum, și nu am avut acadam, am avut un sol din ăsta normal. Acum știu de că trebuie să renunț la frunze, astfel încât să ajutăm planta să-și treacă peste șocul ăsta. Și cred că șansele sunt mai mari ca anul trecut. Mulțumesc încă o dată că v-ați uitat și pe data viitoare!